Bună dimineața! Bine ați venit în casa noastră nouă. Cred că cu asta ar trebui să deschid. USR nu a mai făcut o conferință de presă de ceva vreme și între timp ne-am mutat într-un sediu nou despre care s-a mai scris. Mulțumim! Pe strada Ștefan cel Mare, la numărul 224, lângă Biserica Catolică. Deci, oricine dorește să ne găsească, deși mulți dintre simpatizanți și dintre cei dornici să vorbească cu noi, cu mine, cu domnul deputat, ne-au găsit deja și ne bucurăm de acest lucru. Aș vrea să vă zic, dacă tot discutăm de persoane care ne-au găsit, că USR este atât la nivel național, cât și la nivel județean și evident și la nivel local, este un fenomen în creștere. Este în continuare un partid altfel, ne păstrăm principiile pe care am fondat acest partid și în continuare oameni vin spre USR. În acest moment avem filiale sau grupuri de inițiativă, pentru că nu peste tot avem numărul necesar, numărul statutar de membri pentru a face o filială, dar avem filiale sau grupuri de inițiativă în vreo 17 sau 18 unități administrativ-teritoriale, scuze. Știu că nu e un număr impresionant, dar trebuie să înțelegeți că USR nu construiește din resturi. Deci USR construiește de la zero, cu oameni care chiar vor să facă o schimbare la ei în comunitate, în principiu și evident apoi în județ și în ultimă fază la nivel național. Dacă ne uităm un pic în curțile vecinilor și m-aș uita aici cu precădere la cei care guvernează momentan județul, la Partidul Social Democrat, în timp ce către USR vin oameni care vor să construiască la nivel local, la PSD conducerea județeană se ocupă cu ceea ce eu aș numi trafic cu miniștrii. Adică se importă membrii care au capacitatea internă în PSD de a fi miniștri pentru că și-au declarat dragostea față de cine trebuie la un moment dat. Se fac tot felul de mișcări, vedem că domnul Ionel Arsene face tot felul de numiri pe la nivel național. Mă întreb unde se regăsește utilitatea acestor numiri în viața județului Neamț, pentru că dumnealui e atât de preocupat de politica de partid încât îi scapă lucruri. Și e trist că, de exemplu, își susține pe domnul Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor, în condițiile în care domnul Răzvan Cuc și-a demonstrat deja incapacitățile ca ministru în acest domeniu și, în al doilea rând, că nici domnul Arsene nu e foarte preocupat sau nu a fost foarte preocupat în perioada mandatului lui de până acum de drumuri și pot să vă dau două exemple. DJ207 de Ion Creangă Icușești este un drum județean complet neasfaltat, deci e o potecă de mers la prășit practic, care are titulatura de drum județean și în aceeași situație, ba chiar într-o situație mai rea, aș putea spune, e deja 155i, drumul care leagă Comuna Români de Comuna Făurei. Cu toată susținerea pe care PSD Neamțul i-a arătat-o domnului Dragnea în ultimii ani, podurile de la Ion Creangă, de la Horia, de la Sagna și multe alte poduri din județ încă sunt într-o stare extraordinar de proastă și rămân la ideea că PSD Neamț ar trebui să se ocupe mai mult de conducerea județului și mai puțin de jocuri de șah în interiorul partidului la nivel național și de a-și demonstra și aclama dragostea față de o grupare sau alta din interiorul PSD. În lumina viitoarelor alegeri de la europarlamentare, observăm că toate partidele au început deja discuții despre liste, se fac speculații, se fac tot felul de presupuneri și mă bucur că suntem parte a acestui partid și mă bucur că primul partid în care am intrat vreodată eu și mulți alți colegi de-ai mei este un partid care are o listă pentru alegerile europarlamentare din 26 mai compusă din oameni unul și unul și discutăm aici de
de specialiști în diverse domenii, discutăm de foști oameni de stat, dar nu și oameni de partid în același timp. Adică fostul premier al României, Dacian Cioloș, deschide lista pe care, cu care USR va candida în alianță cu Partidul Plus la alegerile din 26 mai. Apoi avem Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene. Avem și doi moldoveni în top 10. E Dragoș Tudorache, fost judecător la Galați. E Ramona Strugariu, consilier parlamentar european. Și un activist foarte important în incidentele de la Clubul Colectiv din 2014 și mă simt cumva dezamăgit de faptul că concurența cu care se va bate USR la aceste alegeri europarlamentare, Alianța 2020 USR Plus de fapt, este o concurență artificială și mi-ar plăcea să văd că și pe listele celorlalte partide există oameni la fel de competenți, însă am auzit că PSD deschide, așa cum ne-am obișnuit, va deschide lista cu un jurnalist, pentru că e ușor să faci transfer de popularitate de la un jurnalist către partid, e mai greu să faci transfer de popularitate de la partid către un specialist într-un domeniu, nu că jurnalismul ar fi un domeniu în care e bine să fii specialist, dar de obicei jurnalismul și politica ar trebui să meargă separat și cel mai bun exemplu de eșec în acest sens este eșecul doamnei primar Gabriela Firea de la Primăria București, care a fost un jurnalist foarte bine văzut și ulterior a ajuns să conducă Bucureștiul într-o manieră nu foarte plăcută bucureștenilor. Aș vrea să ne adunăm un pic mai în curte la noi și să venim la nivel local. Vă zic că preocuparea prioritară a USR Roman anul acesta va fi supravegherea corectitudinii, și mă refer aici nu legale, ci morale, corectitudinii cheltuirii celor 10 milioane de euro pe care primăria îi va obține anul acesta din creditul contractat anul trecut. Suntem destul de îngrijorați că o observăm și probabil și locuitorii români le observă din ce vedem pe rețelele de socializare, că lucrări făcute cu un an, cu doi, cu trei, maxim 4-5 în urmă sunt deja într-o stare de parcă ar fi trecut prin două războaie. Și discutăm aici de drumuri, discutăm de parcuri, de părculețe pentru copii. Și tocmai din acest motiv, USR va supraveghea cu foarte mare atenție și nu la modul vom supraveghea cu îngrijorare, ci vom cere efectiv documente de recepție de la lucrări atunci când se vor face recepțiile pentru ele, pentru lucrările plătite din acești bani pe care primăria îi va returna în următorii 15 ani din dobânzi pe care le vom plăti eu și dumneavoastră și toți locuitorii Romanului și poate și copiii noștri când vor ajunge să lucreze vor plăti la ele. Așa. Și alte două chestii care preocupă cu foarte mare prioritate membrii USR Roman în acest an vor fi găsirea de soluții și cu siguranță vom face și niște propuneri către primăria municipiului Roman în acest sens, dar deocamdată încă studiem bune practici din alte localități, din alte țări, cu privire la rezolvarea a două foarte mari probleme din Roman, care nici nu necesită investiții pentru rezolvare, ci trebuie doar interes și puțină bunăvoință, atât din partea autorităților cât și din partea locuitorilor. Și mă refer aici la siguranța cetățenilor, pentru că Romanul este un oraș tot mai nesigur în ultima perioadă, sau cel puțin cetățenii se simt tot mai puțin în siguranță în ultimii un an, doi, poate chiar trei. Așa, și un alt subiect foarte important este curățenia, sau mai degrabă lipsa curățeniei din municipiul Roman,
pe care a expus-o și presa în repetate rânduri, pe care o expun și cetățenii de câte ori găsesc ocazia, fac pozele publică pe Facebook. Ideea e, într-adevăr, noi ca cetățeni nu trebuie să publicăm poze pe Facebook, ci trebuie să luăm măsuri atunci când vedem că se întâmplă chestia asta și, înainte de toate, trebuie să nu fim noi generatorii acelor deșeuri pe care le vedem aruncate peste tot pe drum. Și tocmai de aia USR nici nu a atacat și nici nu va ataca conducerea autorității locale pe acest subiect, ci lucrăm împreună la niște propuneri de soluții pentru care sperăm să găsim deschidere din partea reprezentanților autorității locale. Aceste soluții probabil vor fi prezentate atât public cât și transmise către autoritatea locală undeva până la sfârșitul lunii aprilie, jumătatea lunii mai, adică tot în primăvară. Cam atât am avut eu de zis deocamdată. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul colegului meu, William Bulai, domnul deputat. Mulțumesc mult, domnule președinte. Radu Samson, președinte a USR Neamț. Vă mulțumesc din inimă că sunteți prezenți aici. Mă bucur să ne revedem. Mă bucur de asemenea să văd prezențe din partea jurnaliștilor din zona Piatra Neamț, cu care de altfel avem un contact constant, dar care, datorită distanței Roman-Piatra, ajung mai rar la noi. Așa că mă bucur foarte mult să văd mai mulți jurnaliști astăzi decât celelalte dăți. Aș vrea să încep această conferință de presă prin a vă spune că, analizând în perspectivă activitatea mea în județ și în Parlament în ultimii 2 ani, vă pot spune că sunt foarte mulțumit din perspectiva unei realizări foarte concrete, iar acest lucru îl simțiți dumneavoastră, jurnaliștii, cel mai mult, anume faptul că am fost primul parlamentar care am avut un raport de activitate parlamentară și că acest lucru a creat o altfel de cultură politică, acum toți ceilalți parlamentari de Neamț, având rapoarte parlamentare, aducând la cunoștință alegătorilor și simpatizanților și cetățenilor județului cu ce își umplă timpul dumnealor. Acesta este un mod de a schimba lucrurile pe termen lung, o altfel de cultură politică în care politicianul dă seamă. Sunt aici în fața dumneavoastră să dau seama asupra ce am făcut în ultima perioadă și o să încep cu o informație care a fost publicată pe pagina mea acum 10-15 minute la ora 9 fix și ține de o scrisoare pe care am primit-o de la doamna comisar european Corina Crețu. O să o deschid ca să vedeți și dumneavoastră. Este vorba despre un răspuns la o solicitare privind informații care țin de finanțarea completării studiului de fezabilitate a viitoarei autostrăzi A8. Am trimis această solicitare pentru că avem o lege care obligă statul român să construiască această autostradă, pentru care în ultimul an și jumătate, personal, în numele cetățenilor, am luptat foarte mult. Atât alături de societatea civilă din Iași, care este reprezentată, să știți, și de nemțeni de cinste, cât și în Parlamentul României sau la Bruxelles. În această scrisoare, doamna Crețu ne anunță că, în ciuda faptului că autoritățile române ar fi putut să ceară fonduri pentru completarea studiilor de fezabilitate pentru această autostradă, nu s-a întâmplat și mai departe, după modelul intervenției Uniunii Europene în Spania, acolo unde Uniunea a oferit asistență tehnică, acest lucru nu s-a întâmplat în cazul României, deja la 30, aproape 60 de zile de la promulgarea legii de către președintele României, deci după ce avem deja o lege care trebuie pusă în aplicare. După cum ați înțeles, autostrada A8 este un subiect foarte important pentru județul Neamț. Dezvoltarea noastră județeană și regională este dependentă de această investiție, de aceea m-am dedicat foarte mult timp ajutând
demersul local, regional și național în vederea aflării de informații cu privire la această autostradă. O să fac un scurt rezumat a ultimelor acțiuni. Acum 2 săptămâni am facilitat întâlnirea între societatea civilă din Moldova, din Iași, cu premierul Dăncilă, care ne-a promis că o să avem autostradă până în 2026. Bineînțeles că este o estimare foarte pozitivă. Noi ne-am dorit să se întâmple acest lucru, nu știu în ce măsură se va realiza, dat fiind faptul că pentru completarea studiilor de fezabilitate, în legea bugetului 2019 au fost alocate doar 2 milioane de euro din cele 159 de milioane de euro estimate că ar fi necesare pentru completarea studiului de fezabilitate. Este foarte puțin, este de asemenea un credit de angajament pentru încă 4 milioane de euro, ceea ce din nou înseamnă posibilitatea de a face acum investițiile și a lua banii pe bugetul anului viitor. Nu știm dacă se va întâmpla, acest lucru depinde de rectificările bugetare din vară. Ce vreau să spun este că acești bani sunt mult prea puțini alocați acestei autostrăzi. Guvernul României dă prea puțin pentru această autostradă și nici nu solicită fonduri europene și asistență tehnică din partea Uniunii Europene. Mai mult, acum o lună m-am întâlnit cu o persoană foarte importantă din partea Uniunii Europene, șeful unității de țară România, din partea Departamentului de Dezvoltare Regională și Politici Urbane, care este omul imediat sub comisar, care a confirmat disfuncționalitatea acestei instituții, CNAIRU. Ei bine, dacă avem o instituție disfuncțională, dacă Uniunea Europeană este dispusă să acorde și bani și asistență tehnică, mă întreb de ce nu se face acest lucru. Atunci nu pot să găsesc alte motive decât acționarea cu rea credință în interesul Moldovei din partea actualei guvernări. Bani prea puțin s-au acordat pentru autostradă din legea bugetului, bani de la Uniunea Europeană nu vin. Voi aborda mai multe teme în această conferință de presă și de asemenea, pentru că vreau să fiu ancorat la nivel local, o să fac un comentariu legat de o sesizare penală pe care am făcut-o acum un an cu privire la ruta ocolitoare de est, centura spre Vaslui. Dacă acum un an eram acuzat de către actuala administrație că sabotez și că pun bețe în roate și că n-ar fi trebuit să se ajungă la o sesizare penală, mă bucur foarte mult să văd că demersul respectiv până la urmă a schimbat optica administrației locale și bineînțeles și a PNL-ului ca partid, în sensul că ei au dat în judecată constructorul care pur și simplu a făcut o investiție foarte proastă acolo, a făcut o lucrare foarte proastă. După 3 ani să ajungi în halul respectiv de distrugerea autostrăzii și de rugina parapeților și de gropi, este incredibil. Și incredibil cum acel om, domnul Haivas, după ce a făcut investiția proastă, a fost și numit într-o comisie specială de urbanism a primăriei. Cu tot respectul pentru decidenții politici locali, cred că sunt lipsiți de viziune și au acționat cu rea credință și în interes personal de grup. Nu pot să calific altcumva această mișcare care este profund greșită. Întâi să faci strada cu o firmă care a făcut mai multe lucrări proaste, să aloci lucrarea, să vezi că drumul este prost și apoi să mai premiezi omul respectiv cu o funcție în administrația publică. Mi se pare aberant. La întrebările astea sper să răspundă cu mai multă decență acum domnul Leo Oreanu și cu mai multă responsabilitate domnul Micu. Pentru că anul trecut nu au primit cu deschidere această sesizare și această critică. Sper să avem mai multă deschidere în acest an. În ultima perioadă, ca membru a Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, am fost responsabil de mai multe acțiuni de chemare la ordine, de chemare în comisie a președintei director general a TVR, doamna Doina Gradea, pentru a o pune față în față cu anumite descoperiri pe care le-am făcut cu privire la niște contracte uriașe din televiziunea publică. Este vorba de foarte multe mii de euro pe care anumiți invitați
presupuși comendatori neutri, acești bani, aceste contracte erau destinate pentru a plăti acești oameni care seară de seară lăudau anumite persoane sau anumite partide. În lumina acestor descoperiri pe care sunt sigur că le-ați văzut în cursul lunilor de toamnă, luna octombrie-noiembrie, ieri opoziția USR și PNL a reușit să obțină cu un vot aproape unanim, cu excepția UDMR, o comisie de anchetă pentru TVR. USR are un mare merit pentru acest lucru. Eu am fost implicat direct în acest demers. Eu voi fi reprezentantul USR în această comisie specială de anchetă pentru neregulile de la TVR. Este important să comentăm puțin despre legea bugetului și o să comentez două chestiuni foarte importante. Transferul obligațiilor de asistență socială din sarcina guvernului către autoritățile locale, către OAT-uri, este o încercare disperată de a scoate cămașa. Guvernul nu mai are bani să dea așa de mult cum a promis, unul la mână, doi, vrea să subordoneze în mod direct primarii. Dacă nu ai bani să plătești aceste contribuții pentru asigurare socială, ești dependent în mod direct de banii guvernamentali. În momentul de față, municipiile, orașele își vor permite să plătească aceste contribuții, nu și cele mai multe comune. Acest lucru va crea o dependență și mai mare a politicului local de către mâna binevoitoare a președintelui de Consiliu Județean sau a Guvernului. Noi la USR am condamnat această mișcare pentru că împovărează prea mult UAT-urile și reduce din independența de acțiune a fiecărui primar și UAT. Mai departe voi comenta pe un amendament foarte important propus de USR la legea bugetului pe anul 2019, anume cel al mesei calde în școli. Acest amendament a fost preluat de către Liviu Dragnea și PSD. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să setăm agenda guvernului în această direcție. Ce este important de menționat acum în această situație este că avem bani doar pentru un singur lucru, pentru amenajarea spațiilor de masă în fiecare școală, nu sunt bani și pentru mâncare. Sper că acest lucru să fie rezolvat cât mai rapid pentru a putea oferi o masă caldă tuturor elevilor. Această propunere din partea USR a venit în urma unui proiect pilot unde s-a văzut foarte clar că prezența și oferirea unei mese calde elevilor a dus la o scădere categorică a ratei abandonului școlar în școlile pilot unde a fost implementat acest proiect. O să comentez puțin despre, de fapt doar o să amintesc că la legea bugetului am depus 4 amendamente pentru completarea studiilor de fezabilitate pentru legea autostrăzii A8, cât și pentru autostrada Siret-Ploiești pentru completarea studiilor tehnice. Și mai departe aș vrea să comentez doar un singur lucru, anume un amendament foarte ciudat din partea unui coleg de-a meu de la PSD, domnul senator de Roman, fost vicepreședinte de Consiliul Județean. Ai cum să faci un amendament fără să specifici sursa de finanțare, de unde vin banii ăștia, câți bani vin. Acest lucru s-a întâmplat. Acest domn senator a propus un asemenea amendament care a fost criticat de înșiși colegii de guvernare de la ALDE, pentru că nu poți să promiți oamenilor acasă din județul Neamț că vei lărgi drumul expres Piatra Bacău neavând alocat, nici neavând stipulat nicio alocare bugetară în urma amendamentului respectiv. Deci, felicit intenția, dar modul în care s-a făcut acest lucru denotă o mare lipsă de profesionalism. Nu poți să vrei să faci lucruri fără să știi de câți bani ai nevoie și de unde iei. Aceasta este doar o mică remarcă cu privire la populism.
fiecare putem să venim cu amendamente, cu propuneri, haideți să facem și lucrurile cum trebuie. Este un apel către colegii parlamentari care reprezintă județul Neamț. Mă bucur foarte mult că ați ajuns la această conferință de presă. Un lucru important pe care voiam să vă spun este că votul și încrederea cetățenilor acordată USR și mie în județul Neamț acum 2 ani, în ultimele 6 luni s-a tradus și printr-o dublare a încrederii colegilor din cadrul grupului parlamentar USR de la Camera Deputaților, în sensul de acordarea încrederii lor pentru a-i reprezenta în forul de conducere a Camerei Deputaților timp de 5 luni în cadrul biroului permanent, la masa negocierilor pentru chestiunile care decid ordinea de zi a Camerei Deputaților, lucrările comisiilor, prioritățile, oportunitatea moțiunilor de cenzură sau simple și instrumentelor parlamentare care țin de ora ministrului și ora guvernului. Le mulțumesc nemțenilor pentru această investiție. I-am reprezentat acolo cu cinste. Fiecare acțiune a mea în această calitate a fost descrisă în cel de-al doilea raport de activitate pe care deja l-am trimis presei la mijlocul lunii ianuarie și sunt oricând dispus să folosesc mai departe această experiență și aceste contacte pe care am reușit să le creez în urma acestei expuneri. Ca fapt divers, să știți că ultimele întâlniri de la cel mai înalt nivel, mediate de către mine și reprezentanții societății civile în interesul nemțenilor, moldovenilor și autostrăzii A8, au fost de asemenea facilitate și ca urmare acestei expuneri și acestei încredere date de către colegii mei. Vă mulțumesc și răspundem cu drag la întrebări dacă aveți. Aș avea o întrebare pentru domnul președinte. Am văzut că la începutul conferinței de presă l-a criticat PSD-ul și pe Ionel Arsene. Da. Ei vin la guvernare până acum. De câte ori v-au refuzat când ați mers la ei cu o propunere legislativă, cu o propunere pentru Neamț sau cu orice proiect de-au dumneavoastră? De câte ori v-a refuzat domnul Arsene până acum? Dar nu asta am criticat eu, nu lipsa de... Zic ca virgulă colaborare. Tu asta aveți multe proiecte. De câte ori ați fost refuzat de PSD sau de conducerea PSD? Păi, în principiu USR este refuzat de PSD și mă refer aici nu doar la nivel de județ Neamț, ci la nivel național. De fiecare dată când parlamentarii PSD votează împotriva amendamentelor propuse de grupul parlamentar sau de cineva din grupul parlamentar USR. Personal vă zic, cu domnul Ionel Arsene nu am discutat de propunere. Sunt sigur că domnia sa are destul de multe proiecte. Am citit cu mare interes acel program de guvernare locală din 2016 cu care a candidat PSD-ul la Consiliul Județean Neamț și e destul de stufos încât mă gândesc că nu e nevoie de ajutorul nostru în mod deosebit. Aș vrea să-l văd și pus în practică, la fel cum tot în 2016, în momentul în care colegul meu a ajuns deputat, PSD candida cu un program de guvernare națională foarte stufos, pe care încă așteptăm să-l vedem pus în practică. Cam asta ar fi răspunsul. Deci nu am fost refuzați pentru că nu am făcut o propunere în acest sens, dar deschidere din partea PSD pentru a colabora cu USR în general, cel puțin la nivel național, nu s-a văzut și există amendamente sau chiar legi propuse de colegul meu la care însă și parlamentarii PSD Neamț au votat împotrivă. Două întrebări deci, foarte mai am. Da, desigur. Este deschis USR-ul pentru a primi membri de la PNL, PSD sau alte partide care nu se mai regăsesc acolo? Noi avem niște criterii de admitere foarte dure. În USR avem un regulament de admitere care prevede niște condiții pe care trebuie un viitor membru să le îndeplinească. Printre aceste condiții există neocuparea unei funcții de demnitate publică din partea unui alt partid parlamentar, categorie la care intră și PSD și PNL și chiar și PDL din exerciții de guvernare trecute. Și în cazuri extraordinare în care
un fost membru al altui partid, chiar și PNL să zicem, a dat dovadă de merite deosebite, să spunem, în intervențiile lui în interesul comunității, atunci se poate acorda o derogare, dar și la capitolul derogări, regulamentul nostru al USR de admitere membrii prevede un plafon de maxim 20% per filială locală. Deci din, nu știu, 100 de membri, să zicem 20, dar vă dau un exemplu mai simplu. În mediul rural, filialele se înființează conform statutului cu cel puțin 7 membri. Din 7 membri înseamnă că un singur membru are voie să fi fost membru al altui partid. Pentru domnul Bulai, o singură întrebare. Încercați să țineți partidul cât mai curat, ați ieșit cu niște proiecte foarte interesante, fără penali. Cum veți îmbina tot acest lucru sau la ce este util tot acest lucru dacă după parlamentare o să vă aliați cu alt partid? Pentru că noi trebuie să fim vioara întâi în orice guvernare viitoare. Noi trebuie să fim partidul care impune trendul și viziunea noastră. Nu acceptăm altceva, pentru că valorile acestea sunt niște valori față de care nu facem concesiuni. Ce ar fi dacă am ajunge la guvernare și le-am dat deoparte? Atunci ar fi foarte contraproductiv tot efortul nostru și nu ar avea sens. Dacă noi nu ajungem să guvernăm impunând aceste valori, atunci nici acest demers nu și are niciun sens și este doar un exercițiu de imagine, ceea ce nu este. Deci trebuie să ajungem să ne impunem aceste valori, să fim vioara întâi într-o guvernare viitoare alături de Plus, cu care deja avem o alianță electorală. Deci nu veți face o alianță cu PNL sau cu alt partid ca să ajungeți la guvernare? Un partid în care sunt penale? Un partid în care sunt probleme? Cred că este foarte evident fiecarei persoane din această cameră că în momentul de față USR Plus singuri nu pot să guverneze România pentru că nu avem o majoritate nici în sondaje, nici parlamentară. În momentul în care vom reuși să avem acest lucru, vom impune principiilor noastre, partenerilor noștri de guvernare, cu condiția să fim pe poziție superioară de negociere. Mulțumesc. Da, și eu vreau o serie de întrebări. Salutăm, cred că sunt 2 ani de când nu ne-am mai văzut sau nu rețin eu. Ne-am văzut în primăvara anului trecut, cred că. Primăvara, deci un an. Nu mi se par ieșiți astea în presa ale dumneavoastră ca și deputat în teritoriul mai așa, destul de rare. În raport cu ceea ce trebuia să ne comunicați, sunteți foarte activ pe Facebook, recunoaștem lucrul acesta, dar nu toată lumea se uită la Facebook. Asta este pe de o parte o întrebare. Raportul, salutăm raportul dumneavoastră și criticele pe care le aduceți coaliției la putere, dar este o întrebare adresată atât dumneavoastră cât și domnului Samson. Cum vedeți dumneavoastră faptul că la București sunteți în opoziție împreună cu PNL-ul, iar în teritoriu, cel puțin din punct de vedere al domnului Samson, este extrem de critic la adresa PNL-ului care se află la putere la Roman. De cele mai multe ori pe bună dreptate. Cum vedeți totuși această opoziție? București împreună, teritoriu? O să încerc să răspund la prima întrebare și la a doua întrebare, cred că este foarte oportun să-i dau cuvântul lui Radu. Bineînțeles că voi emite și eu o opinie, dar este cel mai firesc ca dânsul să răspundă la această întrebare pentru că este președintele USR Roman și USR Neamț și bineînțeles că voi avea și o completare. Este foarte firesc să ne întâlnim cu jurnaliști, este foarte firesc să ne întâlnim din ce în ce mai des și da, mi-asum că ar fi trebuit să avem întâlniri mai des. Pe de altă parte, ne întâlnim la evenimente, sunt disponibil oricând să răspund și am fost disponibil oricând să am intervenții și comunicatele de presă ale USR și ale cabinetului parlamentar ajung în fiecare săptămână la la birourile dumneavoastră. Ca fapt divers, din punct de vedere statistic, dacă facem o analiză, în ciuda faptului că nu am fost parlamentarul care am ținut cel mai des conferință de presă,
aproape că aș putea să garantez că am fost parlamentarul cu o prezență media aproape de maximă raportat la ceilalți parlamentari. Ce este cumva o situație interesantă în care, în ciuda neparticipării sau neorganizării de conferințe de presă, prezența media este în continuare destul de mare, pentru că pur și simplu împreună livrăm mediei și interesului public chestiuni care sunt foarte importante pentru romașcani nemțeni și care sunt preluate. Și pentru acest lucru, pentru relația corectă pe care o am cu dumneavoastră, cu fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Legat de PNL, o să-l las pe colegul meu să emită o opinie, o părere și apoi voi completa și eu. Trebuie înțeles un lucru. USR și PNL nu sunt nici două partide făcute de aceeași mamă, la fel cum nu sunt nici dușmani de moarte. Noi la Roma nu criticăm culoarea sau sigla partidului, ci criticăm modul în care se face administrație. La fel de bine, dacă norocul îl prindea acolo, domnul Lucian Micu ar fi fost poate primarul NPR sau poate primar PSD. Și atunci nu am fi criticat administrația PNL, am fi criticat administrația UNPR sau PSD. Deci e o chestie de conjunctură și o chestie foarte des întâlnită în USR e că noi am intrat în politică în primul rând pentru a schimba ceva în imediata noastră apropiere și evident în comunitățile din care facem parte. Nu, oricât de mare ar fi deranjul pe care îl creează PSD la nivel național, asta nu înseamnă că la nivel local PNL trebuie să scape cu orice. Deci la nivel național e de-a dreptul oribil ce face PSD în anumite momente, dar și la nivel local trebuie să recunoaștem că cel puțin administrația actuală a PNL nu este o administrație foarte eficientă. Nu este nici măcar eficientă dacă am comparat o foarte eficientă pe cea anterioară, dacă am numit o foarte eficientă pe cea anterioară. Deci noi nu criticăm, repet, partidul, ci criticăm felul în care se face administrație. Și ce veți face când veți spune la PNL-ul? Dacă îmi permiteți să răspund și eu, să știți că sunt ales într-un for public să reprezint mai înainte de toate interesul public, interesul cetățeanului. Și ca fapt de vers o să vă dau un exemplu cum văd alte state acest lucru. Să știți că în Scandinavia parlamentarii nu sunt așezați în plenul parlamentului după partid. Sunt așezați după județ, după regiune. Aceeași mentalitate mi-am însușit-o și eu. În sensul că împreună, da, facem o poziție cu PNL în Parlament pe anumite spețe, dar asta nu o să mă oblige niciodată ca la nivel local, dacă văd abuzuri, să nu le contest. Pentru că interesul public este interesul maxim pentru care am fost ales într-o funcție publică și pentru care nu voi face niciodată rabat. Faptul că s-a făcut o investiție foarte iresponsabilă sub administrația unui primar care acum este coleg de parlament cu mine, nu mă face să fiu mai puțin critic față de ce a urmat investiției respective. Premierea constructorului. Ei, dacă romașcanii suferă datorită acelei investiții, dacă noi ne rupem mașinile pe acolo, dacă miliarde de lei au fost date pe apa sâmbetei datorită unei investiții date pe anumite criterii pe care nu pot să le înțeleg și care mă depășesc acum, eu voi face o poziție și față de PNL aici, pentru că interesul public este mai important decât orice culoare politică ar avea sau n-ar avea un partener politic în Parlament sau local. Bineînțeles, dacă ajungem la guvernare în România, nu văd cum să facem o guvernare altfel decât cu PNL împreună, dar acest PNL trebuie reformat. Sunt forțe care vor acest lucru în PNL, sunt forțe care nu vor acest lucru în PNL. Îi lăsăm pe ei să decidă acest lucru. Noi vrem să fim vioara întâi într-o viitoare guvernare, impunând valorile noastre. Bun, credeți că există timpul necesar
până la următoarele alegeri de reformare a PNL-ului în sensul opțiunilor dumneavoastră, a viziunii dumneavoastră? Încerc să nu fac pe analistul politic față de PNL și să las pe domnii deputați și domnul primar să răspundă la această întrebare. Și de aici ridic o altă întrebare. Este la ora aceasta pregătit USR-ul din punct de vedere al mijloacelor pe care le are, concrete, în teritoriu, organizații, ăsta, să intre la o viitoare guvernare? Bineînțeles că este, atât la nivel local. Cum vedeți coagularea tuturor forțelor din opoziție de așa manieră încât la viitoarele alegeri să ajungă la putere? O să vă dau un exemplu, întâi local și apoi... Apoi național. Este pregătit USR-ul pentru că aseară am văzut un reportaj din Roman în care romașcanii nu au habar de numele consilierilor. Da, la dumneavoastră, da. Deci nu au habar de numele consilierilor locali, dar le știu pe Radu Samson. Nu? Este un lucru minunat. O persoană care este asimilată poziției de consilier, chiar dacă nu ocupă această funcție. Și mai este un alt lucru pe care îl pot spune în perspectiva activității noastre din Parlament. În ciuda faptului că PNL-ul este partidul cel mai mare de opoziție în ultimii 2 ani, în chestiunile care țin de interesul național și fără niciun blat pentru interesul primarilor, USR-ul a fost liderul opoziției în Parlamentul României. Deci da, suntem cei care, în ciuda diferenței de mărime, vechime și experiență, suntem văzuți ca lideri în spațiul în care ne desfășurăm. Acum, unitatea forțelor de dreapta trebuie să se petreacă, dar o facem pas cu pas. Întâi noi cu plus, pentru că suntem din același ADN, respirăm același aer, suntem doi plămâni ai aceluiași corp al democrației. Sunt foarte puține lucruri care ne diferențiază. Avem în fața noastră două alegeri foarte importante. Sunt sigur că după aceste momente putem discuta mai departe despre o strategie comună. Da, mă mai interesează atmosfera din Parlament care s-a degradat între putere și opoziție și care este opinia dumneavoastră ca și parlamentarul USR față de incidentul de ieri, parcă din ieri la altă ieri din Parlament, între un deputat PSD și deputatul dumneavoastră. Să știți că este un fenomen general valabil că atunci când o persoană nu mai are argumente, fie ridică tonul, fie sare la bătaie, fie se exprimă prin violență. Acest lucru s-a întâmplat și ieri, atunci când deputatul Pleșoianu aproape a sărit la bătaie la colegul meu, la două bănci în față de mine. Acest lucru arată carențe umane, carențe politice, nu le putem suplini noi, nu suntem noi responsabili pentru ele, trebuie să le înghițim, pentru că de asta am fost trimiși acolo, să reprezentăm interesele tuturor românilor în ciuda violenței unor colegi parlamentari. Doamne, eu sunt în Comisia de Cultură. Domnii Pleșoianu și Cuba Calbașa stau de 2 ani în fața mea, la 2 metri distanță. Am început să învăț pe de rost insultele și citatele lor. Și m-am și săturat să fac live-uri și videouri pentru că această cultură a violenței și a urii trebuie să înceteze undeva. Mărlănia asta nu poate să meargă până la nesfârșit. Nu în sensul că mi s-a tăbăcit pielea, dar mi-este mie rușine ca de fiecare dată când ei fac o gafă, când ne pun piedică, când ne insultă, când ne desconsideră și ne taie microfonul și ne atacă în Parlament, să facem publice pe pagina noastră de Facebook. Pur și simplu este obositor. Ar fi normal, dar mă întreb unde ajungem dacă facem un joc al hărțuirii și nu al dialogului. Sunt colegi cu care te poți înțelege, sunt colegi și care sunt câinii furioși de meserie ai PSD-ALDE. Eu însumi am avut un meci chiar la începutul
mandatului de parlamentar, când violența s-a arătat a fi mult mai vizibilă și mai prezentă decât argumentele și dialogul. Ce se întâmplă în parlamentele europene de care dumneavoastră aveți atmosferă, de care dumneavoastră aveți cunoștință? O să vă spun un lucru. Natura umană este aceeași peste tot. Știți ce diferă? Diferă politețea cu care îi spui unui om că greșește, că nu-ți place de el și că mai degrabă îl ironizezi, dar nu te apuci să-l pocnești. De asta, și atunci când vrei să ironizezi un om într-un parlament, începi cu onorate domn, stimate doamnă, nu cu un pumn, nu cu o palmă. Și ultima mea întrebare... Bineînțeles, dacă nu comparăm cu Turcia, acolo e altă situație. Ce știți de soarta demersului civic susținut de USR fără penal în funcții publice? Am înțeles că au existat foarte multe semnături contestate sau dovedite a fi false. Care mai este soarta lui pe... O să vă răspund. Ați pus o întrebare și ați făcut o afirmație. Întrebarea este ce se întâmplă acum. Răspunsul este că această inițiativă este deja ajunsă la Curtea Constituțională. Am fost parte a delegației care a adus aceste dosare. Afirmația dumneavoastră este că au fost dovedite a fi false. Parlamentul nu are nicio competență să evalueze veridicitatea acestor semnături. Acest aspect, acest lucru a fost deja făcut în luna, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, de către UAT-uri. Primăriile au calitatea de a pune în acord numărul și numele semnatarilor cu datele pe care aceste UAT-uri le au în posesie în fiecare birou. Nu ține de permanent. Bineînțeles că a fost o încercare a penalilor de a pune stop unei inițiative împotriva lor. Și culmea este că penalii au dreptul să decide asupra demersului unei inițiative împotriva penalilor. De râsul curcilor. Pe viitor... Pașii sunt următori. CCR-ul trebuie să trimită mai departe această inițiativă la Parlament. Va ajunge întâi la Camera Deputaților, va trebui să fie votată acolo, apoi va trebui să fie votată la Senat, care este cameră decizională. La o lună maxim de la votul din Senat, această inițiativă trebuie pusă în aplicare în forma unui referendum național. Eu vă mulțumesc. Cum se vede la nivel european? Aveți multe contacte și discutați cu siguranță cu colegi parlamentari de la nivel european. Cum se vede la nivel european toată această discuție, acest scandal creat în jurul doamnei Căve și cum influențează imaginea României în condițiile în care România e la președinția Uniunii Europene? De curând am fost trimis, numit de către colegii mei, numele Parlamentului, ca membru a adunării parlamentare a Consiliului Europei, o instituție aparte de toate instituțiile europene, cu sediul la Strasburg, care este mai veche decât Uniunea Europeană. Și acolo discutam cu colegi din toate țările din Uniune, în special, și aminteam un exemplu trist care s-a petrecut, dacă nu mă înșel, acum 2 ani, și a fost cazul unei singure țări care a acționat așa cum acționează România acum, anume Polonia. Și o să vă spun când. Atunci când președintele Consiliului European, Donald Tusk, propus pentru al doilea mandat spre a conduce această instituție foarte europeană, foarte importantă, a șefilor de țară sau a reprezentanților guvernelor naționale în cadrul Uniunii Europene, a primit 27 din 28 de voturi. Ghiciți a cui a fost cel de-al 28-lea vot care a fost împotrivă, partea Poloniei. Și atunci a fost de râsul lumii. România atunci râdea și critica gestul Poloniei de sabotare la nivel european a propriului reprezentant într-un for important de conducere. Același lucru se întâmplă și acum, numai că este mult mai grav. Faptul că încerci să faci un dosar penal pe sesizări nu doamnei Chiovesi,
și reprezentanților Comisiei Europene, vicepreședintelui Comisiei Europene, care culmea, domnul Franz Timmermans, este parte a familiei europene care se numește SND, Social Democrats. Deci Dragnea îi face sesizare propriului coleg de partid, de fapt șefului lui. Până aici a ajuns disperarea. A, nu vrei cum fac eu? Bine, atunci te sesizez eu pe tine. Și cum vede Europa, până la urmă, care sunt reacțiile? Cu mare tristețe, cu mare îngrijorare, cu disperare, dar și cu ideea că democrația este o valoare care nu se poate construi cu forța. Este un fenomen care, dacă nu este susținut de jos în sus, este mult mai greu să fie impus de sus în jos. Domnule Sanșon, făceați un bilanț sau o prezentare când ați preluat funcția și ne comentați numărul de membri și numărul de organizații din un județ. Nu mai reținut, vorba de 50-60 de ani. În momentul de față, activitatea noastră vis-a-vis de ce spunea și domnule, că sunteți cunoscuți și interviurile este așa, câți membri sunt și câte organizații în județ și punctual pentru Roma. Și ce nume de marcă sunt în partidul noastră, pentru că până la urmă pe ăștia vă bazați. Când sunați goarna, dumnealor vin și contribuie și ajută financiar și nu trebuie să evităm că așa este. Am văzut multe acțiuni care trebuie sprijinite. Când am preluat organizația, erau 4 filiale locale la nivel de județ. Momentan există 9 filiale locale și alte 8 sau 9 grupuri de inițiativă locală. Legat de nume celebre, nu avem încă niciun actor și niciun cântăreț în USR, dar pot să vă spun că nici oameni de afaceri care să împingă de la spate USR-ul nu avem. Și pentru mine sunt vremuri de tristă amintire, acelea în care Consiliul Local Roman, de exemplu, era plin de oameni de afaceri care acum nu reușesc să mai numere contractele pe care le-au cu Primăria Roman. USR nu se pretează la astfel de practici și nu dorim să construim un grup de interese care să preia conducerea orașului de la un alt grup de interese. Deci USR se vrea un partid care să guverneze un oraș, un județ sau o țară, punând în față, înainte de toate, interesele cetățenilor și nu ale unor oameni de afaceri care sprijină partidul. Există oameni de afaceri care sprijină partidul, nu sunt nici celebri, nici nu vor să fie menționați, nici nu vor reclamă pe eu știu ce site-uri. Avem persoane care ne sprijină, are și USR donatori la nivel național, la nivel județean. Ca număr de membri a fost 9 filiale în tot județul. Ca număr de membri, la ora actuală, suntem în jur de 200 de oameni. Pe întreg județ. Pe întreg județ, da. La Roman, 37, dacă îmi amintesc corect în acest moment. Care sunt oficial cu adeziune. Da, care sunt membri cu adeziune semnată și validată de biroul local. Și vă declarați mulțumit după un an de președinție de activitate. Să știți că USR a demonstrat prin faptul că la nivel național a ajuns în 2 ani de la intrarea în Parlament la un număr de 7.000 de membri, că noi nu facem politică, acum am depășit 7.000, 7.000 erau cu vreo 2-3 luni în urmă, noi nu facem politică la hectar. Deci nu ați auzit niciodată de la USR declarații de genul noi avem 500.000 de membri la nivel național, care declarații pe care le auzim des de la alte partide, le-am tot auzit chiar de la partide care nu au mai mult de 2 oameni vizibili la nivel național, am auzit declarații cu un care avea 500.000 de membri și drept pentru care acei 500.000 de membri sunt probabil persoane care au semnat la un moment dat o adeziune sau poate și-au numărat toate voturile sau de ce să nu sunt partide care au declarat că au 500.000 de membri la nivel național iar la alegerile parlamentare au avut 250-300.000 de voturi. Deci nu, USR nu face politică la hectar. Domnul deputat, sunt probleme foarte importante în zona Roma și în județ. Intersecții care ar trebui reglementate altfel, drumurile comunale care ar trebui reabilitate. Parlamentarii noștri credeți că ar trebui să intervină în aceste lucruri și cum anumit sprijin. Noi ne legăm de comunicate că ăla a votat alocația sau ăla a ridicat jumătate de mână și continuă și în ăsta de comunicate de presă.
am ajuns să ne luăm la virgulă, cum să nu râdă eu pe de noi, că deputatul Cutare n-a despărțit corect litera sa. Bineînțeles, că nu deputatul Cutare face comunicatul ăla, că este sprijinirea, un consilier și care poate... Dar în afară de asta, problemele, când le rezolvăm, cele locale, în afara celor de... Ați subliniat foarte bine și o să încep întâi prin a răspunde primei dumneavoastră întrebări legate de VDT. Acum două zile ați preluat un articol minunat cu privire la situația unei comune din județul nostru Botești, unde doamna Dăncilă se lăuda că a adus asfaltul și a înlocuit noroiul. Ei, persoana care a făcut public acele fotografii incredibile cu noroi până la genunchi este o tânără artistă, o tânără cântăreață. Deci nu avem de calibru oamenilor care cântă pe scene naționale, dar tineri artiști locali cu simț critic și creativ îi avem de partea noastră. Mai puțin acum, sunt sigur că în viitor o să avem și mai mult și sper să vă putem da și numai concrete în perioada care vine. Legat de ce a spus dumneavoastră, aveți foarte mare dreptate. Noi suntem aici, fapt un parlamentar este dator să răspundă în fața mai multor instanțe care i-au acordat încredere. În primul rând, față de partid. Pentru că 5, 10, 20 de oameni adunându-se împreună te-au pus pe tine pe o listă oferindu-ți încredere. Apoi trebuie să răspundă în fața județului, pentru că acolo ai fost ales. Apoi, poate în fața străzii, comunității care ți-a dat cea mai mare încredere. Apoi, în fața locului care are cea mai mare nevoie de tine. Apoi, în fața tuturor românilor. Apoi, în fața politicii de partid și mai este încă un lucru. Și față de comisiile în care tu ești și ai o responsabilitate să iei decizii pentru toată țara. Ei, date fiind aceste lucruri, interesul local și regional rămâne foarte important și rămâne foarte sus. Ca fapt divers, să știți că eu sunt singurul parlamentar care s-a implicat activ în chestiunile de rezolvare a problemei intersecției drumului Temășenilor cu I-85. Înainte să ajung parlamentar și după. Știți care este frustrarea cea mai mare? Și o să vă spun tuturor. În România, parlamentarii și cetățenii au o capacitate de intervenție în relația cu instituțiile statului mult mai mică decât cine? Mult mai mică decât anumite companii. Și o să vă dau un exemplu concret. Și la Tămășeni, zbatem de 3 ani de zile de când m-am întors eu în țară să rezolvăm problema cu drumul. Nu am reușit. Nenumărate întâlniri cu instituții de tot felul, centrale regionale, locale, poliție. N-am reușit nimic. Ultima dată, înțeleg că era dat proiectul de executare a bănzii cu decelerare unei anumite firme și s-a tot contestat. Ei, marile companii reușesc acest lucru mai bine decât aleșii și decât cetățenii. Uitați-vă la exemplul investiției care ține de pavaje. Deci, într-un timp foarte scurt, au reușit să amenajeze extraordinar cu presiunea pe care au reușit să o exercite față de o instituție județeană și regională. Acest lucru nu îl reușesc nici cetățenii, nici autoritățile locale. Nu spun că este bine, nu spun că este rău, ci că au o putere mai mare. Și aici mă simt depășit ca ales public în fața investitorilor care reușesc mai mult. Sper de asemenea ca investiția respectivă din partea multinaționalei să reușească acest lucru. Din surse, vă spun că nici ei nu vor să investească pentru a ieși pe acolo, prin aceeași intersecție de la 85 cu drumul Temășenilor, pentru că va fi un trafic de mai mult de 100 de camioane pe zi, plus traficul de vară, deci nu va fi eficient, chiar dacă se limitează viteza respectivă. Încă o mențiune. Săptămâna trecută am fost la Piatra Neamț, în urma unei sesizări făcute de către mai multe persoane, cabinetul meu parlamentar, am făcut eu mai departe o sesizare către Garda de Mediu,
Și știți ce s-a întâmplat? S-a oprit o poluare fonică. Este un filtru din cele patru ale stației de epurare, de la ieșirea din oraș, de la Piatra Neamț spre Bacău, care vuia continuu. Oamenii au intrat în depresie, au dat în alcoolism acolo. Am făcut o sesizare și deci din 2010, cât mi-am dus la cunoștință, până în 2019, vuietul a continuat fără să fie stânjenit nimeni. Am făcut o sesizare, s-a oprit. Deci mă implic în mod direct pentru aceste lucruri. Vă dau și datele de contact a persoanei respective. Și o să mai spun un lucru care nu este de partea mea acum. Curtea Constituțională, de curând, a decis că rolul unui parlamentar nu este acela de a media relația cetățean cu instituții publice, locale sau centrale. Asta mă împiedică pe mine foarte mult să fac eu sesizări în numele beneficiarilor. Eu înțeleg de ce a fost curtea interesată să aibă această decizie, pentru a evita un conflict de interese, un posibil conflict de interese între anumiți beneficiari și anumite instituții. Dar, grosso modo, cine sunt pierzătorii maximi ai acestei decizii sunt simpli cetățeni care veneau cu o petiție la biroul parlamentar. Eu făceam mai departe o petiție la Garda de Mediu, la autoritatea locală, la autoritatea regională. Ei, în urma acestei decizii a curții, eu ca parlamentar, noi ca parlamentari, ne-am pierdut foarte mult din pârghile de acțiune. Nu știu cum vom rezolva mai departe acest lucru. Vom oferi consiliere, cel mai probabil, petenților, dar din punct de vedere legal nu vom mai putea intermedia această relație. Și îmi pare foarte rău de acest lucru. Deci nu mai să mergeți în Parlament, să limitați-mă la... Așa ne limitează Curtea Constituțională. Bineînțeles că eu voi oferi asistență juridică și pe procedură, dar îmi este interzis să mediez prin inițiative proprii această relație. Ultima întrebare pentru domnul Sigur, Sansa. Spuneți, ați punctat două probleme locale importante, infracționalitatea și curățenie. În situația în care veți ajunge în o funcție înaltă la primăria Roma, cum credeți că s-ar rezolva aceste două probleme din punctul de vedere al noastră? Ca, să zicem, viitor primar. Intenționați să reziliați contractul cu firma de salubritate, să reorganizați contractul locală sau dați-ne câteva idei din ce aveți noastră în viziune. Să știți că firma de salubritate a demonstrat de-a lungul timpului că are o trecere sau o influență mai mare în fața autorității locale decât au de multe ori chiar interesele cetățenilor. Și s-a văzut foarte bine acest lucru atunci când, fără nicio ezitare, primăria a stabilit acei indici de generare pentru deșeuri pentru clienții sau pentru pentru clienții persoane juridice. Decizia al Consiliului Local, pardon, în urma căreia toți antreprenorii din Roman au fost obligați să încheie contracte cu firma de salubrizare și să plătească niște sume care de multe ori ar putea fi considerate chiar indecente. Și vă dau un exemplu: un aprozar situat la marginea orașului, care are 50 de metri pătrați ca suprafață, trebuie să achite către societatea de salubrizare 400 și vreo 30 de lei pe lună, dacă mă amintesc corect, dar oricum valoarea e peste 400 de lei, în condițiile în care de multe ori la marginea orașului cu banii ăștia îți plătești chiria la spațiu. Și asta demonstrează că autoritatea locală de foarte multe ori răspunde unor interese care nu sunt neapărat ale comunității. Și chestia asta decurge din faptul că autoritatea locală nu este într-o relație suficient de bună cu comunitatea și de acolo apar celelalte două probleme. Și cum spuneați și dumneavoastră, cum am zis și eu prima dată, lipsa de curățenie și lipsa de siguranță. În primul rând, autoritatea nu comunică destul de mult. Faptul că scriem o postare pe Facebook ca primar sau ca pagină oficială a primăriei Roman nu rezolvă problema. Această problemă trebuie rezolvată prin campanii de aducere la cunoștință a populației și nu am văzut niciodată și campanii de educare. Așa cum pe vremea mea, ca să zic așa, probabil se fac și în ziua de azi, în școli se făceau la clasa 1, la clasa 2, campanii de promovare a spălatului pe dinți
Și cred că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți stickerele cu iepurașul cu periuța în mână de prin anii 90, pe îl aveam cu toții lipit pe oglindă în baie, așa cum în școli se fac campanii de siguranță rutieră pentru elevi, la fel de bine, tot în școli, și dacă s-ar fi început cu 2, 3, 7, 10 ani în urmă, poate s-ar fi schimbat un pic nivelul de conduit, modul de conduit al publicului, dacă s-ar fi făcut campanii de ecologizare și de conștientizare a importanței păstrării, curățeniei și prezervării mediului, am fi avut o generație tânără mult mai aplicată spre acest subiect. Vedem foarte mulți tineri care își desfac, nu știu, napolitana, o bag în gură și aruncă ambalajul pe stradă. Și chestia asta nu se întâmplă odată, se întâmplă de multe ori, dar dumneavoastră cred că vă plimbați destul de mult și vedeți că se întâmplă des chestia asta. Chestia asta vine din lipsă de educație și din lipsă de comunicare între autoritate și comunitate. Nu mai sunt la întrebare. Intenționați o reorganizare a activității de relații cu firma de salubritate și referiți un pic la interacțiune? Reorganizarea nu cred că trebuie făcută doar în relația cu firma de salubritate. Cred că există multe capitole la care primăria e deficitară din punct de vedere al organizării și o să vă zic o poveste pe care nu eram sigur că vreau să o zic azi și asta demonstrează încă o dată cum e perceput USR sau cum sunt percepute acțiunile USR de către PNL și simpatizanții ai conducerii administrației locale. Anul trecut, în luna august, am primit pe Facebook mai multe mesaje de amenințare. La început au fost insulte, calomnii și apoi s-au transformat în amenințări, inclusiv la adresa soției, nu doar la adresa mea. Și n-am făcut acest lucru public, pentru că scopul nostru al politicienilor nu e să ne victimizăm. N-am intrat în politică să-mi fac prieteni. Dacă vreau să-mi fac prieteni, mă apucam de cântat într-o formație la petreceri. Și mi-am dat seama că cu politica vor veni și astfel de reacții. Dar nu mă așteptam niciodată să scrie cineva într-un mesaj dacă pun și eu țiganii să o violeze pe nevastă-ta. Deci discutăm de mesaje destul de grave. În acest sens am formulat o plângere penală anul trecut în august, care a rămas este cu nume și vă zic imediat, care a rămas nesoluționată. Mult mai grave decât am tras doar cu ochii, dar sunt cuvinte mult mai grele decât sunt cuvinte pe care nu pot să le reproduc în fața camerei și la microfoane. Dacă vreți, pot să vă dau o copie după plângere. Și într-unul din mesaje, noul meu partener de conversație se recomanda ca fiind funcționar public în primăria Roman. Și și-a dat și numele, evident pe Facebook și apare numele, și l-am căutat, într-adevăr l-am găsit pe pagina de contact a primăriei Roman, se numește Ciprian Munteanu, este funcționar în biroul de insolvență al primăriei Roman. Surse îmi spun că ar fi băiatul domnului Constantin Munteanu, de la fost vicepreședinte al HCM Roman. Și în urma plângerii am fost chemați amândoi la poliție și am avut ocazia să-l cunosc pe Ciprian Munteanu personal, nu-l văzusem în viața mea până să primesc aceste mesaje, și am avut ocazia să-l cunosc și a declarat în fața ofițerului de anchetă că într-adevăr este contul lui de Facebook, dar că nu a scris el mesajele, ci probabil un coleg de birou când el era plecat la masă, pentru că el intră pe Facebook doar de pe calculatorul de la serviciu. Așa. Și eu știu că am fost destul de critic la felul în care funcționează și la felul în care sunt organizate anumite compartimente din primăria municipiului Roman, dar foarte mulți dintre funcționarii din aparatul de lucru al primarului care mă cunosc știu că eu nu am o problemă cu funcționarii, ci cu felul în care conducerea gestionează aceste lucruri, pentru că primăria este ținută în spate de niște oameni care își fac treaba. Având în vedere aceste incidente pe care vi le-am relatat, îi recomand domnului primar Lucian Micu să fie mai atent pe cine angajează în aparatul de lucru al primarului, pentru că acest funcționar lucrează în aparatul de lucru al primarului,
și îi solicit public să ia măsuri de sancționare a acestui tip de comportamente care fac un deserviciu atât imaginii instituției în care funcționarul lucrează și pe care domnul primar o conduce. Voi adresa în acest sens și o solicitare scrisă către domnul primar în zilele următoare, la care voi atașa și înscrisurile conexe ale plângerii pe care am înaintat-o parchetului. Nu aș fi adus în discuție acest subiect dacă ieri nu aș fi primit din nou un mesaj de la domnul Ciprian Munteanu. Nu a fost un mesaj de amenințare de această dată, a fost doar un salut prietenesc, să-i spunem. Da, am primit niște urări de bine din, spune dumnealui, din partea întregului birou de insolvență. Asta vine ca urmare a două lucruri. Unu, într-o emisiune la o televiziune din Roman săptămâna trecută am adus în discuție acest birou de insolvență și am zis că sunt 4 persoane în acel birou, erau 4 anul trecut, acum sunt doar 3, care nu justifică activitatea. Este practic un birou de recuperare a creanțelor de la contribuabili în insolvență. Dacă ne uităm pe lista cu datornici a primăriei, vom vedea că toți contribuabili în insolvență sunt încă acolo, deci n-a recuperat nimeni creanțele. Și atunci discutam exact de reorganizarea aparatului bugetar din Roman în emisiunea respectivă și de nevoia de reorganizare. Iar al doilea lucru care a declanșat reacția de ieri a domnului Ciprian Munteanu a fost probabil faptul că ne-am întâlnit accidental în biroul unic al primăriei, eu depuneam o cerere la un birou, domnul a adus niște documente la registratură, dar doar l-am observat că a intrat în încăpere. Și 2 ore mai târziu, din nou tot în timpul programului, la ora 4, am primit urări de bine. Tot pe Facebook, tot din partea dumnealui și tot în timpul programului, probabil tot de pe calculatorul primăriei. Plângerea este înregistrată pe 30 august 2018. Și nu va determina? Da, merg înainte, pentru că, în primul rând, astfel de comportamente nu trebuie încurajate prin neglijare. Adică eu consider că dacă într-o zi se întâmplă ceva soției mele ca urmare a unor astfel de amenințări cărora eu nu le-am dat atenție, sunt singurul vinovat sau sunt vinovatul principal sau sunt măcar complice dacă nu. Așa și în al doilea rând, eu și cu siguranță nici dumneavoastră și nici unul dintre locuitorii municipiului Roman nu cred că este de acord ca un funcționar al primăriei municipiului Roman plătit lunar din bani din taxele noastre la bugetul local sau la bugetele naționale să-și petreacă orele din timpul programului stând pe Facebook și proliferând înjurături sau calomnii la adresa unor persoane politice. Eu înțeleg că eu și cu conducerea primăriei municipiului Roman suntem în tabere politice adverse, dar funcționarii publici sunt în slujba tuturor cetățenilor și nu fac politică, sau cel puțin în timpul programului. Plăcere. O singură întrebare foarte scurt, dacă puteți să-mi dați un răspuns. A spus legătură cu voietul de la stația de forare din Chiara. Ați fost la vreunul dintre reclamanți, s-a auzit dumneavoastră personal voietul, în afară de hârtie, l-ați auzit? Am primit înregistrare cu acest voiet. Dumneavoastră personal, l-ați nu, auzit? La momentul în care eu am făcut plângerea, nu am auzit în mod direct acest voiet, am auzit o înregistrare. Când am ajuns eu acolo, în urma sesizării s-a oprit acest voiet. Și am o singură intervenție ca răspuns la întrebarea domnului jurnalist. Uniunea Europeană este o structură supraguvernamentală față de care noi avem o relație aparte, iar singurul mecanism pe care ei îl au față de noi cu chestiuni la derapajele de stat de drept este cel de cooperare și verificare. Nu există încă niciun mecanism de intervenție. Apropo de faptul că democrația trebuie să construiască de jos în sus, nu poate Uniunea Europeană să intervină în mod direct și explicit în chestiunile noastre interne, datorită suveranității pe care încă o avem. Vă mulțumesc pentru prezență și primăvară frumoasă!